Salut, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi din nou despre 30 Reasons Why. 30 Reasons Why este o carte care a apărut acum 10 ani și acum 6 ani la noi, cred, pe care eu n-am citit-o și probabil o să o citesc, pentru că acum că am terminat serialul, sunt foarte curios să văd cum decurg lucrurile în carte și cum este totul descris în carte față de serial. Știu că am mai făcut încă un videoclip pentru serialul ăsta, am făcut pentru primul episod împreună cu prietena mea, Armina. Găsiți linkul jos în descriere. Doar că pur și simplu nu m-am putut abține să nu mai fac încă un videoclip despre tot serialul, pentru că este un serial foarte bine făcut, actorii sunt foarte buni, povestea este o poveste prin care trec foarte mulți adolescenți din ziua de azi și, după părerea mea, este un serial foarte important pentru toți adolescenții și pentru toți oamenii și de data asta nu mai cred că ar trebui să-l vadă toată lumea și spun că ar trebui să-l vadă toată lumea, pentru că este un serial plin de lecții de viață, este un serial din care poți învăța foarte multe și pur și simplu consider că dacă s-ar uita mai mulți oameni la el, cu siguranță mulți ar învăța mai multe despre și despre faptul că fiecare lucru mic, rău pe care îl spui cuiva poate să ducă la o grămadă de lucruri rele. După părerea mea, serialul 30 Reasons Why a fost foarte bine făcut. Actorii sunt foarte buni și interpretează personajele impecabil și pur și simplu poți să vezi ceea ce simt ei. Totul este atât de bine făcut la serialul ăsta. Fiecare episod devine din ce în ce mai bun. Nu te poți plictisi și nu te poți opri din uitat. Vrei să afli tot ceea ce s-a întâmplat cu Hannah și toate motivele care au împins-o pe a se ducă la sinucidere. Nu o să vorbesc foarte mult despre plotul serialului, pentru că asta aveți în celălalt videoclip. În videoclipul acesta o să vorbesc despre episoadele 2-13, pentru că am făcut pentru primul episod deja și pur și simplu nu m-am putut abține să nu mai fac încă un videoclip. Am vrut să nu-l fac prima oară pentru că m-am gândit că mai am deja un videoclip postat săptămâna asta și n-are niciun rost să fac încă unul, doar că pur și simplu serialul ăsta este prea genial, este prea bine făcut, este un serial extraordinar pe care nu-l pot lăsa fără încă un videoclip, pentru că a avut atât de mult impact pe mine și cu siguranță a avut impact și pe voi și l-am terminat ieri la ora 8 seara și încă nu pot trece peste tot ce s-a întâmplat în serialul ăsta. Este pur și simplu prea șocant și este șocant și dureros faptul că tot ce se întâmplă în serialul ăsta este adevărat, că este o dramă prin care trec o grămadă de adolescenți și că povestea Hanei nu este doar povestea ei, ci este povestea multor adolescenți din lumea asta și pur și simplu ar trebui să facă o schimbare, ar trebui schimbarea să înceapă de la noi, noi să fim mai buni cu ceilalți și noi să ne gândim înainte să spunem unele lucruri rele sau în momentul în care se sizdă că am spus ceva rău, pur și simplu să ne cerem scuze, pentru că da, poate un scuze nu poate să rezolve foarte mult, doar că va ajuta puțin persoana aceea. Serialul este extrem de bine făcut, te face să treci prin toate stările posibile, nu a fost episod la care să nu am lacrimi în ochi, pur și simplu în momentul în care vezi personajele cum plâng, îți vine și ție să plângi, joacă foarte bine toți. Serialul ăsta are de la mine un 100% nota 10, pur și simplu m-a făcut să las cititul deoparte, numai pentru a mă uita la el în fiecare și în fiecare și în fiecare seară. Cum am spus și în celălalt videoclip, am făcut un binge-watching toată săptămâna asta, numai la 30 Reasons Why m-am uitat, am citit foarte puțin și foarte rar. Cred că doar la școală citeam și nici acolo foarte mult și încă mă chinui să termin cartea pe care am început-o săptămâna trecută. La serialul ăsta o să râdeți, o să plângeți, mai ales o să plângeți. O să vă simțiți bine, o să vă simțiți prost. Probabil o să vă lase cu un gol în stomac la sfârșit, pe mine m-a lăsat cu un gol în stomac la sfârșit și pur și simplu mă gândeam numai la el și nici să citesc nu mai puteam. Pentru că după ce îl termin, pur și simplu te simți puțin vinovat, pentru că știi că și tu ai fost în persoana celor care au rănit-o pe Hannah și tu ai rănit oameni la rândul tău și te simți puțin vinovat pentru tot ceea ce ai făcut, chiar dacă au fost chestii mici. Și de asemenea te face foarte mult să te gândești la propria ta viață și la tot ceea ce ai de gând să faci pe viitor și la cum ai de gând să te porți cu ceilalți oameni. Serialul ăsta a avut un impact pe mine, pe personalitatea mea, pe mentalitatea mea, pe ceea ce fac, ceea ce vorbesc. Pur și simplu serialul ăsta te schimbă într-un fel, nu-ți dai seama, dar într-un fel, uitându-te la el te schimbi puțin, pentru că pur și simplu vezi cât de mult rău poți face unei persoane numai spunându-i un lucru care nu este atât de bun, o insultă sau orice, pentru că niciodată nu știi ce
ce se află în viața celelalte persoane, nu știi viața ei din afara locului unde o vezi. Și pur și simplu de aici trebuie să înveți că watch your mouth. Efectiv, vezi ce vorbești despre ceilalți, vezi ce le spui celorlalți, pentru că nu totul este atât de roz cum vezi tu. Ok, atât a fost partea în care nu am dat spoilere. Dacă mai vreți să știți despre serial, cum am zis, am linkul de acel videoclip jos în descriere. Cei care n-au văzut serialul, mergeți și vedeți-l, jur pe bune, mergeți și vedeți-l. Iar cei care au văzut serialul pot să rămână aici. Pa! Fiecare episod a fost despre câte o casetă diferită. Prima oară mă întrebam cum un episod se numește Tape 1, Side B, Tape 2, Side A, Tape 2, Side B. Mă gândeam că o să ne arate o parte din casete sezonul ăsta și un alt sezon cu o altă parte din casete. Doar că nu, încă nu am priceput ce cu numele acelea. Este o casetă pe episod și cu cât avansez mai mult în serial, afli mai mult despre ce a pățit Hana și despre drama prin care treceam fiecare și în fiecare zi. Cum lumea din jurul ei continua să o facă să se simtă cât mai prost. Probabil toți am zis la un punct că da, lucrurile astea ni se întâmplă tuturor, sunt chestii normale și că n-ar trebui să te sinuciți din ele, mai ales la primele episoade când nu erau motive chiar atât de rele. Doar că cu cât avansezi tot mai mult și tot mai mult, vezi că unele motive chiar devin foarte rele și începi să o înțelegi cât mai mult pe Hana, începi să înțelegi cât mai mult povestea și pur și simplu totul este atât de tragic și este și mai trist că lucrurile astea chiar se întâmplă în viața de zi cu zi a multor oameni. O grămadă de copii se sinucid din treaba asta, din bullying, și pur și simplu nu poți opri, pentru că nu mereu gândești înainte să vorbești, adică nu mereu îți dai seama că ceea ce spui tu poate să aibă un anumit impact pe persoana respectivă, doar că dacă reușiți să vă dați seama că ați spus ceva rău, cereți-vă scuze, pentru că pur și simplu, după ce m-am uitat la serialul ăsta, m-am gândit că nu este bine să le spui lucruri rele oamenilor, chiar și oamenii pe care nu-i suporți, pur și simplu nu-i jigni, lasă-i, ignoră-i, lasă-i să fie ei răi, nu fi tu cel rău. După părerea mea, cel mai vinovat de toată treaba asta cu Hana a fost Bryce, pentru că în momentul în care el a violat-o, ăla a fost lucrul care a cam pus capacul la tot ce i se întâmplase Hanei. Și pe lângă Bryce, mai cred că a fost într-un fel și vina consilierului școlar, pentru că Hana luase decizia să-i mai dea o șansă vieții, iar apoi consilierul acela pur și simplu a vrut să o ajute. Într-un fel a fost și vina Hanei, pentru că putea să-i spună că este vina lui Bryce, doar că a fost speriată, iar consilierul într-un fel trebuia să o înțeleagă că este speriată și să încerce să o ajute puțin mai mult decât pur și simplu să zică să treacă peste, pentru că nu poți trece peste o chestie de asta. Nu poți trece peste un viol ca și cum cineva te-ar fi lovit și spui: "A, treci peste, o să treacă, te vindeci." Nu. Peste viol nu poți trece chiar așa ușor. Nu este o chestie atât de simplă de trecut peste, este o traumă. Au fost unele motive de-a lungul serialului care nu mi s-au părut chiar atât de mari pe cât Hana le-a făcut, cum ar fi treaba cu Jessica, în timp ce unele motive au fost extrem de mari, cum ar fi cel cu Bryce sau cel cu Troy, tipul cu fotografia Troy, cred că îl chemam. Alea au fost motive mari și chestii de trecut greu peste, adică un stalker, un tip care să-ți facă poze orice ai face, chiar e o chestie destul de mare. Personajele mele preferate au fost Hana, Clay, Jessica și Alex. Pe Justin știu care este primul videoclip pe un suport, doar că de-a lungul episoadelor vezi o anumită evoluție a personajului lui și acum am un fel de love-hate relationship cu el. Adică îmi place, dar îmi și displace. Consider că a făcut o treabă foarte bună, că i-a spus Jessica adevărul, că Bryce a violat-o și pe ea, Bryce nehalitule. Și chiar sper că Bryce va ajunge la închisoare, pentru că pur și simplu nu văd cum poate să trăiască știind că a violat două fete din care una s-a sinucis. Tipa care a jucat-o pe Hana a fost pur și simplu extraordinară. Nota 10 acelei actrițe pentru modul în care a jucat-o pe Hana și modul în care a arătat prin ce trecea Hana. Și pe lângă asta, actrița arată superb, este foarte frumoasă și joacă foarte bine. Sper să mai văd în multe seriale. De asemenea, nu mi-a plăcut personajul lui Courtney deloc. Nu consider că trebuia să mintă în halul ăsta despre Hana, doar din cauza că era frică să admită cine este de fapt. Nu trebuia să spună toate chestiile pe care le-a spus. Până la urmă, niciunul nu trebuia să spună toate chestiile pe care le-au spus. Și Ryan trebuia să o asculte pe Hana să nu-i publice poezia, pentru că ea l-a rugat și el pur și simplu s-a dus și a făcut totul de capul său, crezând că îi face Hanei un bine, când de fapt îi făcea ceva rău, pentru că nu poți să iei pur și simplu un lucru al unui om și să-l publici, chiar și sub anonimat. Toată lumea și-a dat seama că este despre Hana și asta
a făcut mult rău. Un motiv care iar nu mi s-a părut atât de rău a fost cel al lui Zack, pentru că atunci, într-un fel, a fost vina Hanei, pentru că Hana mi-a plăcut foarte mult de ea, doar că mi s-a părut câteodată că făcea prea mult overreacting, în loc să stea puțin, să analizeze situația, să își dea seama că nu toți sunt împotriva ei și că unele lucruri trebuie tratate exact ca pe niște glume. După părerea mea, Zack chiar n-a făcut nimic, nu avea de ce să fie pe casetele alea, doar că serialul este făcut ca să ne arate că nu trebuie să fim atât de interesați de ce cred ceilalți despre noi, interesați la modul în care să ne rănească tot ceea ce fac ceilalți, tot ceea ce ne fac ceilalți și să ne împingă spre sinucidere, pentru că sinuciderea nu este o opțiune și nu trebuie să fie niciodată o opțiune. Un alt personaj preferat al meu a fost Tony. L-am considerat personaj preferat încă de la începutul serialului, pentru că după părerea mea era cel mai bun dintre toți cei de acolo și mi-a plăcut foarte mult cum l-a ajutat pe Clay și cum a ajutat-o pe Hannah. Iar decizia lui de la sfârșitul serialului în a-i da părinților Hanei stick-ul cu toate înregistrările mi s-a părut o decizie foarte curajoasă și îl respect foarte mult pentru lucrul ăsta. De asemenea, de Sky mi-a plăcut foarte mult. Mi-ar fi plăcut să o văd mai mult decât am văzut-o în serial, din câte am înțeles. În serial este implicată puțin mai mult decât în carte și mi-a plăcut foarte mult scena în care îi ghicea în cărți lui Clay. Atunci am aflat și că și ea trece prin lucruri rele și mi-ar plăcea dacă se face un sezon 2 să aflăm mai mult despre povestea lui Sky, pentru că Sky este o luptătoare și de aceea este unul dintre personajele mele preferate. Nu știu dacă voi ați plâns la serial, doar că eu la fiecare episod mă găseam cu lacrimi în ochi la sfârșit, pentru că pur și simplu modul în care joacă oamenii ăștia și modul în care îi vezi plângând și vine și ție să plângi este nemai întâlnit, pentru că nu mi s-a întâmplat până acum la seriale să văd actor plângând și să-mi vine și mie să plâng, până la 30 Reasons Why. 30 Reasons Why mi-a pus capac la capitolul ăsta. N-am plâns până la ultimul episod, până la ultimul episod la care am plâns de două ori. Scena în care Hana se sinucide este pur și simplu atât de realistă încât nu ai cum să nu plângi. Pur și simplu modul în care e făcut este foarte raw and emotional. Am început să plâng din momentul în care a început să se taie până la sfârșitul scenei, chiar și după scenă plângeam atât de rău încât a trebuit să-mi pun mâinile la ochi. N-am mai fost atent la ce se întâmplă în serial, numai din cauza că lacrimile îmi curgeau atât de mult. Și pur și simplu a fost oribil, mai ales când au venit părinții ei și au găsit-o în cadă plină de sânge și îi spuneau că totul va fi ok și eu luam în brațe maică-sa și a venit și taică-su și amândoi știau că nu mai e nicio șansă, că Hana este moartă și tot încercau să o liniștească și spuneau că totul va fi bine. A fost pur și simplu devastant și m-a distrus foarte mult scena aia și de aici învățăm că dacă aveți o problemă, pur și simplu vorbiți cu prietenii voștri sau cu familia voastră sau cu consilieri, vorbiți, nu o lăsați înăuntru vostru, nu o lăsați să vă mănânce de vii, pentru că dacă o țineți înăuntru vostru, va deveni și mai rău, și mai rău, și mai rău. Vorbiți cu părinții voștri, în special părinții voștri vă iubesc și niciodată nu vă vor dezamăgi și mereu vor încerca să vă ajute. Cealaltă scenă la care am plâns a fost scena în care Jessica îi spune tatălui ei că a fost violată de Bryce. A fost din nou o scenă foarte emoționantă. Pur și simplu actorii ăștia joacă atât de bine încât nu te poți abține să nu începi să plângi. Nu știu dacă au fost persoane care s-au uitat la serialul ăsta și pur și simplu n-au plâns. Cum ați putut, fraților? În toată scena asta în care cei din casete se dau la masă și se gândeau ce să spună la audier, își făceau un plan pentru a nu spune adevărul, mi s-a părut foarte realistă, adică pur și simplu am putut să vedem adevăratele caractere a tuturor personajelor, a tuturor celor din casete și am putut să vedem cum Alex vrea să spună adevărul în timp ce Corniv nu vrea să spună și pur și simplu aproape nimeni în afară de Alex nu vrea să spună adevărul, ceea ce mi s-a părut o tâmpenie, pentru că toți erau atât de plini de ei și se gândeau numai la ei, nu voiau să spună nimic. Mi-a plăcut decizia lui Troy de a spune de casete și decizia lui Clay de a se duce și a-l înfrunta pe consilier și de a-i spune tot ce s-a întâmplat în ziua cu Hannah și de a-i da casetele. O scenă la care m-am speriat foarte rău a fost după ce Clay și-a ascultat caseta. M-am gândit că o să sinucidă în momentul în care stătea pe acea margine de munte, cred. Și nu știu cum n-am plâns la scena aia în care plângea el. Pur și simplu se învinovățea pentru tot ce a făcut Hannah când
nici măcar nu era vina lui, pentru că el nu făcuse nimic, el o iubise pe Hana mereu și tot ce voia era să-i facă un bine. A distrus scena aceea din imaginația lui Clay, în care era din nou în pat cu Hana și spunea că nu vrea să plece și că o iubește. Și Hana l-a întrebat de ce nu i-a spus asta când era vie. A fost altă scenă devastatoare, pentru că pur și simplu Clay trebuia să-i spună Hanei să o ajute, să nu-i poarte chiar atât de mult pică pentru toată acea treabă din seara aceea. Chiar dacă nu i-a purtat extrem de multă pică, Jeff a fost unul dintre personajele mele preferate și nu îmi venea să cred că a murit, numai din cauza că Sherry, cum o cheamă, n-a vrut să sune poliția să ridice acel semn de stop. Alt lucru care a împins-o pe Hana la sinucidere, faptul că trebuia să trăiască cu vina că într-un fel din cauza ei a murit un om, și Clay pur și simplu a trebuit să trăiască cu faptul că a pierdut doi oameni importanți pentru el într-un singur an, ceea ce este foarte devastator, și pur și simplu familia lui nu știa prin ce trece el. Curajul lui Clay de a-l înfrunta pe Bryce numai pentru a face o nouă casetă în care el recunoaște că a violat pe Hana, mi-a adus un mare respect pentru el. Clay este cu siguranță unul dintre cele mai bune personaje din serialul ăsta și pur și simplu n-o să uit serialul ăsta prea curând. Sper că va mai fi un sezon al serialului, pentru că au rămas câteva chestii neexplicate, adică toată chestia asta cu moartea lui Alex, dacă s-a sinucis sau dacă nu s-a sinucis, și toată scena aceea cum vedem pe copilul acela pe catargă și apoi se mută pe familia lui Clay, cum îl caută pe Clay, te face să-ți fie frică, te gândești că Clay a pățit ceva, când de fapt Alex a pățit ceva. Și copilul ăsta, Troy, este foarte ciudat, nu înțeleg de ce ține acele arme, și la sfârșit, când are poze cu fiecare de pe casetă și o trage în jos pe cea a lui Alex, poate în sezonul 2 se va duce după fiecare și va omorâ. Asta ar fi foarte ciudat. Copilul ăla oricum este foarte ciudat. Să aflăm mai mult despre Sky, de ce era pe lista lui Hana. Momentele preferate ale mele din seara au fost toate momentele cute între Hana și Clay, și scena de sfârșit mi-a plăcut foarte mult și pur și simplu tot serialul mi-a plăcut. Ok, acesta a fost videoclipul meu pe azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să scrieți în comentarii cum vi s-a părut serialul, care au fost scenele voastre preferate, cât de mult v-a făcut să vă gândiți la viață, să vă abonați la canalul meu. Toate linkurile mele le aveți jos în descriere. Facebook, Instagram, pagina Facebook, să-i dați like, Goodreads. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare săptămână și ne vedem data viitoare. Pa!